ce faci tata? Hai, să rămână, bună ziua, bine v-am găsit. Bine ai venit și mie. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. După cum ați văzut, foarte bine. Lucrurile au decurs așa cum mi-am dorit, după o lungă inactivitate, cel puțin ultimii 3 ani de zile, după cum bine știți, un singur meci pe an, mi-a fost foarte greu. Și mai mult de atât, de la ultimul meci au trecut aproape 19 luni, dar pot să spun că această pauză mi-a făcut foarte bine. Am avut timp să mă gândesc la mine, am avut grijă de mine, toate accidentările prin care am trecut s-au reparat, m-am refăcut complet și cred eu că lucrul ăsta s-a văzut sâmbătă seara în ring, pentru că mi-a dat altă poftă de viață, am fost altul în ring și ați văzut și rezultatul. Mă bucur din tot sufletul, pentru că aici așa, aveam nevoie de performanță ca aceasta, sufeream după așa ceva și cred eu că lucrurile au reintrat în normal și aștept meciuri mari pe viitor. De ce nu ai avut emoții la fel ca la primul meci, cum mai aduce aminte? Emoțiile au fost și vor fi întotdeauna. E firesc să se întâmple acest lucru. Au fost, exact, absolut. A fost o încărcătură specială pentru că, după cum bine știți, cum am mai spus și puțin mai devreme, lunga pauză de inactivitate mi-a creat oarecum emoții, dar faptul că m-am simțit foarte bine în cantonament, în perioada cantonamentului, faptul că am fost sănătos, faptul că mi-am schimbat echipa, lucrez cu o echipă nouă acum, cam totul în jurul meu este nou. Cred eu că, din punct de vedere psihologic, m-a ajutat foarte mult și am trecut peste acele momente grele care au fost în trecut. Acum mă simt foarte bine, sunt motivat, sunt încrezător în mine și cred eu că în viitorul apropiat sper din tot sufletul să am șansa să mai fac un meci pentru titlul mondial și bineînțeles să-l câștig, să devin pentru a doua oară campion mondial. E posibil anul acesta, la finele anului, să vedem următorul meci și dacă este pentru cu siguranță voi urca în ring până la sfârșitul anului, poate undeva în toamnă, septembrie, în octombrie, noiembrie, dar nu știu dacă va fi un meci de titlu mondial. Managerul meu, agentul meu va negocia, va avea mai multe opțiuni și cred că ceea ce care e mai bună pentru mine vom decide de comun acord împreună cu stafful și cu echipa mea și vom decide ceea ce e mai bine pentru mine. Așa cum am spus, într-adevăr, un bute mai agresiv, un bute care dă drumul la brațe mai mult decât a făcut în ultimele meciuri și cred că acest lucru s-a văzut în ring. Faptul că am mișcat mai mult corpul, faptul că am acceptat lupta la semidistanță, poate chiar de aproape, acest lucru a dat dovada și a înțeles toată lumea, cred că toți fanii boxului, că Lucian Bute s-a întors și mai mult de atât nu e un boxeor terminat așa cum s-a speculat. Și așa și cei de la Montreal, într-adevăr, după o lungă pauză de inactivitate, după cele trei meciuri, care ultimele trei meciuri în ultimii 3 ani de zile, e normal ca lumea să-și piardă un pic încrederea în mine. Dar cred eu că după acest meci lumea a văzut că încă am potențial, încă am talentul necesar pentru a boxa pentru a face în altă performanță. Mama ta ce zice? A fost foarte fericită, bineînțeles că am sunat-o imediat după meci, cum s-a terminat meciul, dar pot să vă spun că nu s-a uitat la meci. A fost acasă împreună cu toți
toată familia, cu vecinii și mai departe, dar abia după ce s-a terminat meciul a apărut și în fața televizorului, ca de obicei. Ai fi vrut să se discute mai mult la unde, să nu se termine așa de repede? Te-a dezamăgit acel prosop alb văzut? Doamne ferește, nu, cum să mă dezamăgească? Dacă s-ar fi terminat în prima repriză, ar fi fost mult mai bine pentru mine și aș fi fost mult mai bucuros, poate. Nu. Cred eu că antrenorul lui și stafful lui a oprit meciul la momentul cel mai potrivit, pentru că fusese foarte lovit după acel knockdown și, bineînțeles, mai era un minut și ceva din repriză și nu aveam nicio intenție să mă opresc. Sărisem peste el, l-atacasem din toate, era foarte lovit, era afectat și cred eu că ar fi putut fi sănătatea lui în pericol. Cred că a fost decizia cea mai bună, faptul că antrenorul lui l-a oprit și mai mult de atât cel din colț care a aruncat prosopul e tatălui. Tatălui era și antrenor. S-a gândit că are nevoie de un copil sănătos, nu... Vorbeai de schimbări înainte de toată revenirea asta a ta. Ți-ai schimbat și managerul și antrenorul. Ce ai simțit nevoia să faci asta? După o continuă luptă, după o colaborare de 12 ani cu Ștefan Larus, lucrurile intrase, cum să spun, pe un făgaș un pic în cădere și lucrul ăsta nu facea bine. Nu simțeam că nu mai progresez, simțeam că nu mai aveam entuziasm la antrenament, nu mai făceam ceea ce fac cu plăcere. Și aveam nevoie de o schimbare. Tocmai de aceea am și schimbat după meciul cu Pascal. Am încercat să fac mai multe schimbări. Am fost în Filipine, am încercat cu Freddy Roach. A funcționat foarte bine, dar faptul că Freddy era în California, ar fi trebuit să mă deplasez tot timpul să merg acolo, tot timpul să mă adaptez la programul lui, mi era un pic peste mână. Am preferat să-mi caut pe cineva mai aproape de casă, la Montreal, în Canada, ca să pot să desfășor cantonamentul așa cum îmi doresc eu. Cred eu că au adus cei doi frați, au adus un plus în boxul meu. Am făcut câteva schimbări, le-am simțit, cu toate că n-a fost o foarte lungă pauză de lucru, doar am lucrat 3-4 luni împreună, dar sunt convins că pe viitor, dacă vom continua să lucrăm, să colaborăm în aceeași măsură, lucrurile vor fi mult mai bune. Deci, până la titlu, te poți să mai vedem un meci? Te-am mai spus cum am repetat și mai repet încă o dată. Nu știu ce va fi în toamnă, ce oferte voi primi. După victoria asta, cred că ușile s-au deschis către America. Vor fi cu totul foarte multe opțiuni, posibilități. Poate fi un meci eliminator pentru titlul mondial, poate fi un meci direct pentru titlul mondial. Dacă stau bine să mă gândesc, pe 12 septembrie la în Vegas, în aceeași gală a lui Floyd Mayweather, boxează și Badu Jack cu George Groves pentru titlul WBC la 168, la super mijlocie. Voi fi acolo la meci. Bineînțeles că mi-aș dori un meci cu câștigătorul acestui meci. Eu sunt cel mai bine clasat la WBC în momentul de față, sunt în locul 6, ceea ce mi-ar oferi posibilitatea să intru direct într-un meci de titlu. Poate să fie Chavez, de câte am văzut săptămâna asta și nu mai a menționat de mai multe ore că ar vrea să boxeze cu mine. Mi-a menționat numele pe mai multe rețele de socializare. Și el e clasat, e chiar mai bine clasat ca mine. Îți dorești un adversar anume? Nu neapărat un adversar anume, poate să fie orice campion la super mijlocie sau, bineînțeles, un nume foarte bine clasat ca să fie un meci spectaculos, un meci interesant. Îți e frică de vreunul dintre ei? Doamne ferește, după 20 de ani de zile de carieră și după 300 de meciuri la amator plus alți 12 ani de box profesionist, nu e vorba de frică. E chestie de a studia bine adversarul, de a fi pregătit într-o formă foarte bună, de a fi sănătos, că ăsta e cel mai important. Faptul că am fost sănătos toată perioada aceasta de cantonament s-a văzut din punctul de vedere psihologic. Am urcat altfel în ring, am fost altfel,
stăpân pe mine, încrezător în mine. Pentru că în momentul când te duci la antrenament și ai probleme de sănătate, te doare spatele, te doare mâna sau alte probleme, cu siguranță nu ești concentrat și nu ești focusat pe antrenament. De ce nu-ți pare rău că s-a retras și Froci? Nu-mi pare rău, cum să mă pare rău? Doamne ferește, trebuie felicitat Froci pentru ceea ce a făcut. A avut o carieră extraordinară în boxul profesionist. A realizat... A fost la el, numai el, la el, acum e la alt boxer, dar asta e, asta e în sport. Unii se tineri se apucă, alții mai în vârstă se retrag. Trebuie felicitat pentru ceea ce a făcut. A fost un mare campion, dar eu, sincer să fiu, Frost se va întoarce și va mai boxa. Poate cu tine? Nu știu dacă va fi cu mine, dar eu cred că va reveni. Într-un meci mare, poate cu unul din acei rivali din Anglia, The Gale, care e campion la momentul de față, poate un al treilea meci cu Groves, dacă devine campion mondial acum în septembrie, nu se știe niciodată. Eu, din punctul meu de vedere, cred că va reveni în ring. Vom vedea. Știi că specialiștii au spus că după meciul cu el, tu ai prins o frică de box. Da, dar și eu am recunoscut, numai specialiști și eu am avut, pentru că au fost ceva probleme acolo, s-a creat, așa ceva a fost prima înfrângere și la felul cum am pierdut-o, urcasem după meciul cu Froci la următoarele care au fost cel cu Gracev și inclusiv cu Pascal, am fost foarte ezitant, nu am dat drumul la brațe așa cum ar fi trebuit să lovesc și lucrul ăsta s-a văzut în ring și m-a afectat și pe mine din punct de vedere psihologic. Dar cred, cum am mai spus, m-am repetat mai devreme, această pauză lungă de inactivitate mi-a făcut bine pe o parte. Foarte mulți au crezut că, domnule, e prea mult să stai departe de ring un an și 9 luni de zile. Dar eu, din punctul de vedere, mi-a făcut foarte bine. Am avut timp să mă gândesc foarte bine la ceea ce trebuie să fac în continuare, cum să fac. Am avut grijă de toate accidentările și lucrul ăsta s-a văzut. M-am odihnit, mi-am luat timpul necesar pentru a redeveni. Eu am simțit și n-am renunțat nicio secundă să cred în ambiția mea și în potențialul meu de a reveni. Bineînțeles, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă de ploaie. De Luiza n-a fost un adversar din cel mai de top. A fost un adversar, un campion european, un adversar pentru un meci de revenire după 19 luni. Cred că a fost un adversar destul de credibil, un campion european. Dar nu pot să spun sau să compar cu campionii mondiali de la ora actuală. Cu siguranță vor fi meciuri mult mai grele, cu adversari mult mai puternici în viitor. Dacă doresc să redevin campion mondial, cu siguranță o să mă aștept la adversari mult mai dificili. Totuși, ziariștii de la Gazeta de Sport spuneau despre tine că, citez, ești un boxer sau ai devenit un boxer fricos și ruginit. Asta e părerea lor. Fiecare poate să spună ce vrea. Eu știu ceea ce simt, eu am arătat ceea ce am arătat în ring. În mare parte lumea a fost specialiștii, dacă așa cum îi numești tu specialiști. Eu nu știu care e cei specialiști la Gazeta de los Sport sau cine au scris așa ceva. Dar eu am fost foarte mulțumit și sunt foarte mulțumit de felul cum am arătat în ring, de performanța pe care am reușit-o sâmbătă seara. Și cred că nu numai eu, majoritatea au apreciat evoluția mea și au văzut schimbările. Cu siguranță, poate mai trebuie să mai lucrez la anumite capitole, dar după doar 3-4 luni de zile de lucru cu noua echipă, cred că s-a văzut o mică diferență și o mică schimbare la mine. Și cel mai mult, cred că s-a văzut o schimbare în atitudinea mea în ring, că a fost cel mai important. Până la urmă, eu sunt cel care boxează în ring, nu e nici antrenorul, nici managerul și absolut nimeni. Eu sunt cel care urcă în ring acolo și boxez. Și cred că acest lucru s-a văzut în atitudinea mea și în stilul meu de luptă. Cât timp mai vezi în ring? Nu pot să știu exact, nu pot să spun. Domnule, mă văd încă 3-4 ani, 5 ani de zile. Important e să fie un meci, fiecare meci în parte, iau câte unul. Să fiu sănătos, să decurgă cum trebuie
și sunt convins că dacă lucrurile decurg așa cum au decurs la ultimul meci acum, voi mai putea să boxez cel puțin în 3 ani de zile. Dacă redevii numărul 1, apoi te retragi ca să fie o retragere frumoasă, să nu mai parte de dezamăgiri sau ceva de genul? Vom vedea. Acum am simțit și gustul înfrângerii. Ferească Dumnezeu, nu mi-aș dori să mai trăiesc acea emoție. E și... o promisiune a ta să nu mai simți acest sentiment? Nu, Doamne fește, nu pot să-mi promit lucruri că nu mai pierd niciodată. N-am cum să fac acest lucru, e un sport. De ce îmi pui întrebările astea? Mă faci să mă pui într-o situație în care chiar nu se merită. Nu se face așa ceva. Nu pot să spun că mi-am promis eu. E sport, aici poate să întâmple o fracțiune de secundă, poate schimba soarta unui meci. Poți să controlezi 11 reprize și să întâmple fiață de un accident în ultima repriză. Nu pot să știu ce va fi. Important e ceea ce vreau, ceea ce îmi doresc. Dacă lucrurile decurg așa cum doresc și cum vreau să fiu sănătos, cu siguranță voi avea șansa să reboxez pentru titlul mondial, să redevin a doua oară campion mondial și după aia vom vedea ce. Poate un meci de unificare, poate mă retrag. Nu pot să știu. Nu pot să prevăd viitorul. Important e ce va fi, care va fi următorul pas, ceea ce îmi doresc. Nu stau foarte mult, sunt doar 12 zile în România, o să merg acasă, mă merg la Galați, la familie, o să încerc să-mi petrec cât mai mult timp cu familia, pentru că ne-am văzut de anul trecut. Nu prea am foarte multe activități în acest moment, încerc să mă relaxez, să mă recuperez, să-mi încarc bateriile, pentru că mă așteaptă o perioadă destul de grea. Dacă în toamnă voi urca iarăși în ring, o să mă întorc la antrenament. Chiar și acasă o să încerc să fac mișcare cât pot pentru a mă menține. Dacă tot pe planul profesional, poate lucrurile îți merg foarte bine, cum ești pe plan personal? Ce-ți dorești, ce obiectiv ai anul ăsta? Mă simt foarte bine din plan personal. Am o familie, am o soție pe care o iubesc, mă iubește și mă simt foarte bine. Lucrurile vin de la sine. Totul mai se întreabă și un copil. Va veni, când o vrea Dumnezeu. Până voi vrea să mai întreb și de Simona Halep. A fost acolo la Toronto, unde a fost susținută de foarte mulți români. Cu ce mesaj ai transmis? Nu. Chiar sâmbătă, înaintea meciului, când a jucat Simona, ora prânzului, era ora 1 la Montreal, chiar am urmărit meciul și a fost o motivație extraordinară pentru mine. Și mai mult de atât, chiar cu italiancă a jucat în sâmbăta respectivă, pe 15. Și așa învins-o, un meci destul de greu și a fost un boost pentru mine, a fost o motivare extraordinară. Zic, domnule, de seara trebuie să înving doi români, doi italieni, ceea ce s-a și întâmplat. Și o felicit, a jucat extraordinar. Din păcate, în final a suferit acea accidentare și a trebuit să retragă din meci în setul 3. Eu îi doresc din tot sufletul, sper. Nu va fi ușor, pentru că atât timp cât Selena Williams e acolo, va fi foarte greu. Dar are capacitate, are potențial, este foarte serioasă, muncește foarte mult și are potențial. Eu cred că poate să devină numărul 1. Important e să facă ceea ce face cu plăcere, să joace tenis și atunci lucrurile vor veni singuri. Sunt convins. Până succes. Până vei aduce acasă centura, văd că ai venit cu cadouri. Ce le-ai adus celor dragi? Bineînțeles, am foarte mult, am o familie foarte mare, am foarte mulți nepoți și am cumpărat pentru fiecare câte ceva dulce din aeroport, câteva ciocolate și așa mai departe. Dulciuri, pur și simplu.